Morning Glory, Morning Glory, eclozează puișorii. Și bonjurică, bonjurică, stăteam aici liniștiți, l-am așezat și pe Lăzvi Fodor să stea și el să se odihnească puțin. Și între timp, na, curg mesajele de la ascultători despre vorbele memorabile ale profi. Unde te duci, mă? Trebuie să... e urgent. Ale fer pipi? Ui! Ale fer pipi, bun. Până un alta însă, uite, mi-a trimis Adi Hădean mesaj disperat, mă rog, mai disperat decât al lui Keanu Reeves. Apel, ăla era apel, nu era mesaj, de la proful de tehnologie. Dimineața, bă, sectorul zootehnic. Așa, mă rog, injurios, dar suficient de neplăcut. Bun, deci, în concluzie, câțiva au remarcat faptul că s-a făcut o schimbare în playlist, dar vine și Iggy Pop. Proful de istorie și latină ne spunea mulți da proști, Lăpușleanu. Da, de la Pușlama, în fine. Pușlama asta mereu mi-a sunat ca o mâncărică. Proful de rusă, acum îți spun ceva în turcă, hai sictir. Și, mă rog, alte... Da, majoritatea sunt injurioase, ceea ce am descoperit și căutând în tolba cu... expresii memorabile ale părinților. Adică majoritatea sunt niște amenințări voalate cu îți sparg fața dacă nu faci ca mine. Da, pe scurt cam asta ar fi. Proful de geografie spunea în caz de inundație să nu vă faceți griji, vă ține capul la suprafață. Și bună dimineața, nouă ne spunea proful de mate din liceu referitor la faptul că nu pricepem matematica explicată de el, cu cât lucrurile sunt mai simple, cu atât ceața e mai densă. Bun, suntem la Morning Glory și avem, ca de obicei... Numă probleme, numă năcazere. Vorbim un pic despre expresiile profesorilor din școala generală, din liceu, din facultate, dacă ați insistat și ați vrut să vă faceți de râs și să plecați din satul natal. Dimineața, binecuvântată și spor la cafăduță. Dar, uite, ne-a scris și prietena noastră, Andreea Georgescu, pe care o rugasem să-mi aducă un pachet de țigări din New York, mm-hmm, unde a fost ea și a zis că se duce înapoi că a uitat. Scumpe. Scumpe, foarte scumpe. Mm-hmm. Și ci că banc spus înainte de BAC. Stați liniștiți, o să fie ca între popi. Când vă întreabă ei, vă închinați voi. Când răspundeți voi, se închină ei. Bun. Da? Și ci că a scos-o pe una la tablă și a întrebat-o numărul lui Avogadro, care e 6,023 ori 10 la puterea 23. Și se șoptea din clasă 6 să preia aia de acolo și ea a zis doar 6. Și proful i-a zis, cine vine? Just urât. Bun, mulțumim, Andreea, și vezi cu țigările alea, te rog eu frumos. Deci, până una alta însă, mai avem niște mesaje? Clasa 8-a? Integrala fără primitivă e ca... nu. Când eram prin clasa 11, când eram prin clasa 11, asta sună ca un... ca o manea. Poate să spună Fodor cum spunea profesorul lui de mate la cifra 5? Care era porecla lui? Cred că eram prin clasa 11. Nu mai țin minte, am terminat atâta licee, am fost nevoit de fapt să trec prin atâta licee încât nu mai țin minte care profesor de mate, unde, ce și cum. Da, și care era porecla lui. Uite, ci că nu-și mai aduce aminte acum. Proful de mate din liceu către o colegă. Cu tine la tablă mă simt ca într-un banc cu blonde. Ok. Profesoara de română din liceu și-a făcut prezentarea astfel. Numele meu este Elisabeta Ciocan și voi fi pe capul vostru și la propriu și la figurat. Bun. Bun. Proful de istorie din general. Du-te și ia-mi și mie o sticlă de rom. Și dirigul din liceu unui coleg te ține să facem parte în parte. Bun. Proful de biologie către un coleg. Mamă, dați multe mesaje. Să presupunem că suntem o cireadă și că tu ești boul principal. Vai.
Gest urât. Gest foarte urât. Bun, acum, hei, suntem în live? Facem ceva? Nu suntem în live. Putem să dăm drumul la live? Imediat. La live? Imediat. La live. Dar ne vedeți pe Twitch. Da, suntem pe... Pe Twitch, pe ăștia, mai avem niște școală ajutătoare de presă, în sensul că până vorbim munca cu Fodor... Munca abia acum începe. Școala ajutătoare de presă... Școala ajutătoare de presă. Înainte ne oprim puțin pe la Brăila, mea natală. Un copil de 10 ani de la o școală din Brăila e acuzat că și-a agresat în repetate rânduri colegii. Doi dintre ei au chiar certificate medico-legale. 15 copilași au fost agresați și nu mai vor părinții să-i mai lase la școală până când nu se rezolvă chestia. Practic, așa, ăsta este un destin adevărat de brăilean. Așa se începe. Asta nu e o fractură între vârstele mici și vârstele mari. Nu când ai cuțit la tine tot timpul. De mic începi în Brăila. Așa ar trebui făcut. Bun, știre de Brăila este un apelativ în sine, este un calificativ. Nu e neapărat o știre din Brăila, dar este o știre care vorbește despre o anumită stare a spiritului. În orice caz, eram la școala ajutătoare de presă. Iată un paragraf din Cancan. Florine, pantalonii Gucci sunt original sau fake? Pastrama a comercializat măști de protecție contrafăcute cu sigle de lux alături de soția Brigitte, iar acum a apărut cu un mare brand pe el. Și Florine a zis Gucci, Gucci până la moarte, nu? Sau cum era? Da. A dat cu Gucci în fasole, a zis cineva. Mai vreau să vă mai vorbim un pic despre problema femeilor. Adică, tot la școala ajutătoare de presă. Vine din relații.net. Ce s-a întâmplat? Acum intrăm. 5 motive pentru care femeile nu vor mai fi supuse și răbdătoare. Plângându-se de femeile cu care se presupune că nu pot construi relații, bărbații jigniți adaugă de obicei cuvântul moderne. Astfel, ei subliniază că în urmă cu câteva sute sau chiar zeci de ani, situația era complet diferită. Femeile din trecut erau mai îngăduitoare, mai supuse și mai dispuse să aducă pe lume copii. Iar acum au venit feministele și au strigat totul. Dar e vina feministelor sau în societate au loc procese datorită cărora lucrurile nu mai pot fi ca în trecut. Cele 5 motive. 2 puncte. 1. Urbanizarea. 2. Familiile nucleare. Ce înseamnă asta? Nu știu. Progrese în medicină și creșterea vârstei de căsătorie. 4. Controlul asupra natalității. 5. Industria divertismentului 5. Urban. Industria invertismentului este corect. Urban. Băi. Și au stricat totul. Da. S-a dus dracu. Dar, uite, o călugăriță de 80 de ani a jucat toți banii mănăstirii în Las Vegas. Ei. Și a luat un an de închisoare. 800.000 de dolari. Ce mai e un an la 80 de ani? Îi plăcea popa. Popa de treflă, da. Și, păi tu îți dai seama că dacă ea vine cu sprijin de sus, altfel se duce la păcănele. E cu totul și cu totul altceva. Bun, multe tablouri false la amatorii de fonfleuri. Bă, da. Ci că mulți nu știu ce să mănânce seara și vin la mine. Multă lume mă întreabă. Bă, Răzvi, ce să... Nu că și Fodor e pasionat să scape de grasa din el, nu-i așa? Da. Suntem în live, puteți să ne vedeți meclele și pe Facebook și pe Twitch și pe toate chestiile alte. Deci, multă lume mă întreabă, bă, Răzvi, ce să mănânc eu seara înainte de culcare? Dacă mi se face foame, dar nici să mă trezesc mai grasă decât grasa din mine. Că e important. Și că trebuie doar să fii foarte atent și că nu îngrașă mâncarea în somn, Răzvan. Doar băutura. Și să-mi pun lângă pat sau să bag în gură și să încerc să adorm? Da, genul ăsta, să mesteci lent. Lent, e da. Prin, cu retard, știi? Cunoști conceptul, cu retard. Cu absorpție prin retard. Da, ce pot eu să-ți spun, nu știu care sunt, ce fac alții, numai că cu nuci, fistic și cu semințe de dovleac să nu încercați niciodată seara. Exact asta zicea, puțin iaurt cu migdale și afine, banane și nuci. Și lapte de soia, nu? Da, de dormit să te apuci, da. În sensul ăsta, de slăbit să te apuci. Ci că fug românii în state, ai văzut? De acum?
Nu, 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 da, acum. Ah. Și că a băgat unul pe TikTok niște pămanele, cum trecea el granița ilegală în Mexic. Am văzut la știri treaba asta. Au plecat în Mexic la Cancun în vacanță și de acolo au luat niște... Da. Interesant. Deci dacă apuca bietul Trump să facă zidul ăla, furau ăștia cărămida. Da. Și făceau solare. Exact. Da. Sunt probleme foarte mari cu facturile, se închid teatrele, au venit, ai văzut? Că am văzut și asta. Ești pasionat de cultură, de artă, și muzee, și serial. Da, sunt, am ceva repere culturale așa, nu multe, dar îți faci treaba cu mine, adică nu. Și oricum, cum să zic, o nouă șansă de supraviețuire pentru animalele de la Antipa, dacă se taie curentul, să fie mai frigut, se păstrează mai bine, naftalina o să miroasă mai proaspăt. Ai văzut ce miroase acolo? Ai mai intrat la Antipa? Nu, n-am mai intrat de mult. A fost nevastă mea cu copilul recent și a zis că e foarte frumos. Da, dar miroase la naftalină. Da? Da, miroase ca sâmbătă la Ateneu, așa. Da. Un odorizant trebuie să existe și acolo. Deci scot doamnele vulpile alea. A, da, corect, așa e. Da. Ce? De ce râzi? De ce ne râzi ca prostul zi? Simt că mă atragi într-o capcană și nu vreau să vin. Dar de ce? Sunt posedat în ultimul timp. De? Că nu-ți face nimic. Sunt posedat de un slobod la gură. Da? Da. A, înțeleg. Băi, ai auzit că Prințul Charles nu o să locuiască la Viscri după ce se duce biata regină? Asta n-am văzut-o. Da, ci că se duce la Buckingham totuși. E nasol. Păi probabil acolo au și subvenționat gazul, mă gândesc, și nu? Păi da, e complicat. S-ar putea asta. Mamă, sunt... Ups, Teodosie, nu mai... Nu mai, hai să trecem, să vorbim puțin cu Fodor. Ha? Hai. Vorbim cu Fodor? Da. Băi, Fodor. Hai. Ia zi, mă. Ce ai făcut, mă, în weekend? În afară de bine. Ole! Ia zi, mă. Ce să fac, Răzvane? În primul rând, bună dimineața, că am venit și m-ai băgat așa. Da. Eu tot timpul ajung mult mai devreme la tine și cu ocazia asta confirm Berceniu, să știi că e aproape de Morning Glory și de Rock FM. Suntem la o aruncătură de băți, practic. Știu, înțeleg asta, se vede. Da. Ce am făcut în weekend? Băi, am și uitat. Vezi, dacă n-a fost nimic memorabil, tocmai spuneam puțin mai devreme că... Adică ai început să te obișnuiești cu faptul că bei în fiecare... Nu, pe asta spuneam. Da. Hai, nu fi... că ți-am mărturisit ceva când era închis microfonul. Fodor nu mai bea ca să nu se îngrașe. Exact, am fost nevoit să trag puțin pe dreapta, ca să zic așa. Am vreo 5 dopuri. Dopuri, ăsta e pluralul? Ăsta e. Cam din 15 ianuarie până acum, ceea ce e rezonabil, știi? Dar tu suferai oricum de lux și dopulență. Lux și dopulență, da. Eram o gașcă, știi că ai fost și tu la un moment dat coptat în secta asta. Și am ajuns asta, să beau cătină ca animalele. Da. Și eu pe apă. Să știi că maestrul meu spiritual, Neam Astea, a spus următoarea chestie. Ca să nu te îngrași de la băutură, trebuie să nu mai mănânci. Da. Da, dar medicii spun altceva. Și știi ce? De la vârsta pe care o am acum. Așa. De la înălțimea vârstei. De la înălțimea vârstei, da, foarte important totuși. De la înălțimea vârstei mele. Deci n-ai făcut mare lucru. Încep să-i ascult pe medici ușor. Da. Morning Glory, Morning Glory. Să învelim în scoci doctorii. Răzvan, vine Valentine's Day. Superb. Aș vrea, te rog frumos, uite, am o rețetă de musaca. Da. Aș vrea să o citești la modul romantic, numai puțin, o să schimb eu muzica. Uită-te puțin peste ea. Ok. Cât schimb eu fondul muzical, pentru că e vorba de dragoste, e vorba de suflet. Și îl rugăm pe prietenul nostru. Toată o vrei sau? Cât poți tu, așa. Adică hai să fie frumos. Stai, lasă-mă doar un pic să găsesc ceva mai romantic. Așa. Hai, ia, stai puțin. Hai. O musaca romantică în lectura de neuitat a lui Răzvan Fodor. Musaca. Ingrediente: 1 kg de cartofi sau dovlecei sau chiar vinete.
400 de grame de carne tocată. Vezi că vreau să te și aprinzi. Mare. Am creștere, lasă-mă un pic, e la prima vedere. 2-3 ouă, poate 4. 200 ml bulion sau 2 roșii mari. O legătură jumătate de pătrunjel, 2 linguri de ulei, sare, piper, cimbru, smântâna doar pentru servit. Vreau să fie excitat. Mod de preparare. Să taie ceapa cu bulețe mici. Și să tai ceapa cu bulețe mici. Se călește în ulei și apă. Când este aproape translucidă, se pune carnea tocată și se mai lasă 5 minute. Nu știu, mi se pare că ești cam moale. Da? Da, da. Bă, încearcă n-am. Să fii mai... De unde s-o scoți? Bine, n-am de unde s-o scoți. Lupul flămând, haide. Se adaugă bulion și condimente și se mai lasă să fiarbă alte 5 minute. Se lasă ușor să se răcească. Când e rece, se amestecă cu 3 ouă bătute. Hai, lasă doar 2. Bine făcute. Și puțin pătrunjel. Băi, ce dracu faci, mă? Da, bun asta, da, da, da. Băi, aș putea să-i ce prost ești. Bun, ca să înțelegeți, nu s-a văzut neapărat, dar invitatul nostru a avut o mișcare de recul, pentru că, așa, colegul nostru, Mihai, s-a gândit... deștept cum e el, că de-aia și termina liceul și facultatea. Mihai cel șugubăț. Să intre sub masă și să-l apuce de picior ca să-l sperie. Dar nu doar pe el. Da, și pe Laura? Da. Ah. Bine că ai apucat de piciorul care trebuie. Da. Prost, scuze, ți-am zis că am o problemă. Da, fă aia imediat înapoi. Simțitule. Așa, bun, hai să ne mai discăm puțin cu domnul Răzvi Fodor. Cum ai da. În primul rând că într-o tavă de 22-33 cm se pune un strat de cartofi. Trebuie să faci un... Da, mă, știu, apoi eu n-am. Apoi se pune carne. Știi că ți-am scris zilele trecute la o poză, poza cu tine cu fața de obsedat radicalizat? Da. Da, tu ai astea, tu ai datele astea, le ai, le simți, le... E cu totul altceva. Băi, Fodor. Ia zi. Zi-mi, avem playlist de cină romantică, sigur ai făcut asta, măcar o dată cu Irina. Care e prima piesă, care e ultima piesă? Cu ce începem? Eu merg foarte mult în ultimul timp, acum merg pe lounge, pe un smooth jazz, o chestie de genul ăsta. Ah. Dar piesa... Mielene. Mielene, da. Ah. Da. Mielene să scoți CD-urile. Da. Dar o piesă pe care țin minte că era favorita în adolescență este Whitesnake. Is This Love. Oh. Da, știu, e... Dar cu asta, adică nu e... Frățioare, noi vorbim de niște amintiri din secolul trecut, tu nu ești sănătos la cap. Frate, de ce ai viața ta din bucătărie? Ce, Is This Love? Păi acolo se punea asta, toată lumea, ăștia cocalarii rămâneau la petrecere, dansau, așa. Adevărații, supărații, s-adunau în bucătărie și ascultau Pink Floyd și Whitesnake și... Da? Ăsta, știi, la casetofonul ăla se fuma la aragaz, că ținea aragazul deschis, că era frig. Era frig, da, da, da. Da, nu, uite, nu m-am gândit. Mie mi se pare o piesă sensibilă. Da, adică, dar nu-i spui totul de la început, dar ar trebui să iei mai delicat, mai pe... Tu le lași în surdină, le lași în surdină. Dar poți să apelezi până ea ajunge. Se întreabă, oare mă iubește, oare nu mă iubește. Da, 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 da. Dar tu începi seara tot în surdină. Atenție, niciodată nu trebuie să fii muzica să fie foarte tare. Poți să începi cu Barry White. Very nice. Very nice. Very good. Barry White. Barry White. De aici și Barry White Save My Life, știi? Da. Încep cu Barry White, lași niște Kenny G. Știi? N-aș merge chiar atât de jos. Nu. Fără Kenny G. Prea muzică de lift, da? Da, e. Da. Barry White e ok. Barry White e foarte Barry mișto. White. Ăsta, Michael Bolton. E Can I touch you there? Can I touch you there? Aia mai târziu, să știi. Aia mai târziu deja. Nu. Aia nu, ultima? Nu deschis cu ea. Da? Nu deschis cu... Nu, nici eu n-aș deschide cu Michael Bolton. Dar nici cu Is This Love. Nu, dar poți să începi prea, cu... E prea evident, e prea evident. Nu știu, mi se pare că te duci prea aproape de... Bă, eu cred, adică eu nu mi-am bătut capul să fac un playlist întreg. Aș începe cu I'm Too Sexy, de exemplu.
I'm da. Too sexy for my car. Ca să spargi un pic, să fii un pic Caterinca, da, nu? Da, să zic eu, te-a altă cu ăsta, se crede sexy, dar după aia se uită la tine. Ca... Da. Așa le, și le pupa și le bătea, și le pupa și le bătea. Da, da, uite, mi-ai pus o întrebare foarte... Nu mai țin minte, dar-ți spun, aveam casete și aveam așa, Whitesnake-ul era pe ceva, deși nu eram fanul muzicii, dar aveam Barry White în casă. Barry White-ul trebuia să te ajute la un moment dat. Când nu puteai Abba, Chiquitita, nu? Nu, 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 nu. No. Chiquitita? Nu, 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 sau, nu. Da, crezi că a făcut-o cineva pe Chiquitita? Nu, nu știu, mă întreb. Nu știu, pe bune, nu, nu poți să faci așa ceva. Da, doar femenițele poate. Oh, ce se întâmplă? Ce-am Ana? Făcut? I-a sunat telefonul lui Laura. Ce era? Parcă era un trapta. Deci, băi, când... Yes. Bun, ai un date. Acum, na, toată lumea a nebunit, toate biletele de avion sunt scumpe, e nenorocire. Florile, am văzut, ai văzut cu florile? Mm. E nenorocire, începând din weekendul ăsta, s-au scumpit florile? Poate să ajungă un trandavir până la 30-35 de lei. Dracu. Dacă zic, am văzut eu la știri, cu ochii deci mei. Deci asta e deja investiție. Deci băieții aia care duceau un trandafir oricum, da, e gros. Mai mult nu-i duce capul. E gros. Gata, sunt sapă de lemn. Da, da. Păi dar nu-ți mai rămân bani de nimic. Dacă luat un trandafir. Bă, noi ne-am scos. Noi avem. Avem flori, mulțumim foarte mult. Da, da, nu țin mult. Nu țin mult, dar dacă le pui în apă, mai țin. Da. Da. Și, bă, fiară, deci, oricum, toată lumea, date-uri, asta e... Nebunie. E groaznic ce urmează să întâmple, ne? Dă-ți seama, vine întâi martie, vine, nu știu, nu știu, în Cotco. Ne ducem. Uite, eu... Care e cel mai rău lucru? Băi, stai, care sunt lucrurile pe care trebuie să le afli? Da. Ca să știi sigur că în fața ta nu e un monstru la prima întâlnire. Adică cam ce ar trebui să știi despre persoana cu care te-ai văzut și cu care începi să vorbești ca să poți să te ferești. Noi vorbim acum de noi acum? Nu de noi nu, acum, când de eram noi puști, atunci. Da, bineînțeles. Da. Păi în primul rând era aspectul legat de domiciliu, unde stă. Treaba asta spunea foarte multe despre persoana. Adică dacă era de calitate sau nu. Nu. Ajungeai... Tu ai fost tot timpul în Berceni. Asta ce spunea despre tine? Bă, o să râzi, am fost în Berceni, dar am crescut cu jumătate de pian în casă. Știi, adică ceva parte de educație. Coada, da, puțin, câteva, o octavă și un pic. Da. Adică nu foarte, foarte mult. Dar era important unde stă. Chiar și dacă stătea în Berceni, putea să stea într-un bloc... Iar ca să ajungi la acel bloc trebuia să iei pe anumite alei. Eu cunoșteam tot Berceniu, dar dintr-o alee puteai să-ți iei o bătaie foarte tare, dacă știi, eu acum vorbesc de anii mei după Revoluție. Important era liceul, unde era. Așa. Și după care eu mergeam foarte mult pe vizual, pe ce vedeam. Adică nu puneam foarte multe întrebări. Erau câte adică multe... nu, sufletul era important. Răzvan, intru, uite, se apropie această minunată zi și chiar n-aș vrea să bagatelizăm... Cum să bagatelizăm, știi? Noi? Știu că te așteptai să vin cu alte povești, numai că eu îți spun sincer, eu astăzi am venit și practic aici la tine în emisiune vreau să scriu un capitol din vindecarea mea. Pentru că eu, Răzvan, uite, recunosc aici la tine. Știu, am sentimentul că am dat legătura la Cluj și că vorbim cu Florin Piersic. Așa, spune-mi. Am venit la tine aici să-ți fac o declarație. Adică, ce să zic, la tine spun în... Răzvan, eu am fost acel fătălău care a cumpărat o pernă în formă de inimă. Și o lumânare. Și vezi că eu am venit aici la tine cu date concrete, pentru că eu pot să-ți explic și să-ți spun pe ani punctual, dacă îmi dai o pereche de ochelari și un dosar cu șină, ar arăta mult mai bine, știi, că îmi pun ochelari și desfac dosarul. Aș putea să spun pe ani când a apărut acest supliciu numit Valentine's Day. Te rog frumos, dar vreau să știu ce s-a întâmplat cu perna aia. Cum să cumpere o pernă? Deci, roșie, Răzvan, nu? Răzvan, se întâmpla în secolul trecut, aveam o relație. Roșie. Perna a fost roșie. This is a nightmare. Știu. This is a nightmare and I can't wake up. Știu, și eu am vrut să mă trezesc la vremea aia, dar m-am trezit după... Vrei să-ți povestesc sau... Da. Da? Spune-mi. Aveam o relație lungă, începuse prin 93 și s-a terminat în 2000. Un an extraordinar pentru relații, mi-aduc aminte ca acum. Da. Această iubită pe care o aveam atunci
influențată de alte prietene care au prins trenul ăsta cu Valentine's Day cu ceva ani în urmă, o tot tocau pe această iubita mea la cap că, bă, nu e ok. Deci Fodor trebuie să fie, acea zi trebuie punctată, trebuie marcată. Ea ușor îmi atragea atenția și undeva prin anul 96, dragă Răzvan, că uite... Ei, încet, încet. Da. În fond, ce vă despart? 3 zile față de 93. Da. Nu? În 96 am simțit că trebuie să fac și treaba asta. Apăruseră niște magazine la coloane, la romană. Îți spun locurile. La Cireșica, știi Cireșica de lângă ASE? E, se poate, da. Bă, ce-ți aminte? Da. Lângă Cireșica mai era un magazin. La Eva. Iar ani de zile mai încolo s-a făcut chiar un târg de specializat în mărțișori și în Valentine's Day, nu? A? Era și la Dallas. Era și la Dallas. Dar nu veneam eu atât de des în oraș. La Polivalentă lângă mine. Bă, frățioare, și țin minte, uite, ca și că folosesc asta, ta, ca și ieri mi-aduc aminte cum am dus, am luat lumânarea, o lumânare, o mizerie roșie, am luat-o de la coloane de la romană, da. Pernuța am găsit-o la Eva. Am luat-o de la Eva. Și o sticlă de vin. La vremea respectivă nu știam nici să desfac sticlă de vin, pentru că era mai mult pe brief, pe brief core time, știi? Nu eram... Suc. Da. Iartă-mă că te întrerup, vreau să te invit la suc. Așa. Bă, ideea e că exact în noaptea aia am aflat că e o porcărie de zi. Dar, pentru că, na, s-a dat pernuța, s-a aprins lumânarea, i-am luat fraga buzelor, probabil... de 3-4 ori în plus decât de obicei, știi? Da. S-a desfăcut sticla de vin, era o porcărie și mi-am dat seama că nu e nimic special, adică nu s-a întâmplat nimic special. Dar mai că de atunci până acum am învățat să nu mai râd de treaba asta, pentru că nu pot să fiu ipocrit. Și am încercat să am deprins niște chestii, cum să fac, cum să... știi? Să, de exemplu, tehnici de autoapărare. De autoapărare, cum să fac ca soția. Acum vorbim de soție, sărim direct în 2022. Cum să fac să nu... Adică aparținătoarea ta. Da, da, practic mama mea. Da. Cum să fac să nu... Să nu fie supărată și să o mulțumesc de Valentine's Day. Și este extraordinar de simplu și la îndemâna oricui. Dar asta... Faci grătar. Asta m-au costat ani de zile. Da, poți să ne spui care e secretul? Fie. Băi, Răzvan, deci am o tehnică și Pupic. Învățați de la hashtag learn from the best. Trebuie să-i spui femeii... No, oprește-te aici, ne auzim imediat după publicitate. Perfect. This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Și bonjurica, bonjurica, am revenit, suntem live pe Facebook, pe Twitch și îl avem alături de noi pe Răzvan Fodor, care s-a întrerupt exact în punctul culminant, tocmai ne explica el însuși cum face să o păcălească pe Irina de fiecare Valentine's Day, astfel încât ea să treacă ușor peste ziua asta, atât de solicitantă pentru femei și pentru bărbați de altfel. Pe nevastă mea nu mai pot să o păcălesc. De fapt, nici n-a vrut niciodată să fie păcălită. No. Am rămas plăcut surprins că nici ea nu are vreo mare bucurie la ziua asta. Numai că eu, de-a lungul timpului, am lucrat ușor subliminal cu niște chestii, știi? Și cred că și de acolo se trage treaba asta. În primul rând, trebuie să ții minte niște date ca să nu ai probleme de Valentine's Day. Trebuie să începi cu începutul. În primul rând, bagi la cap data în care te-ai cunoscut cu ea, în care a fost primul pupic. După aia, ziua ei de naștere, clar, aia trebuie să o știi neapărat. Dacă cumva ești căsătorit, bă, trebuie să știi. E mult. E mult? Păi... Stai, mă, un pic, noi vorbim acum de o relație care, unde investești și merită să rămâi acolo. Dar poți să-ți faci un canețel ca să nu trebuiască să ții tu minte toate lucrurile. Bine, dacă, da, să nu gafezi, să stai cu carnețelul după tine, să-ți găsească carnețelul. Am plecat de la treaba asta, ții minte Valentine's Day, deci tu doar le ții minte. Așa. După care trebuie să faci următorul lucru. La orice cumpărătură făcută, asta sună reclamă, trebuie să bagi înainte treaba asta, ți-am cumpărat. Știi? Ți-am cumpărat hârtie igienică, da, detergent. Da. Am fost să cumpăr vin și ți-am cumpărat o sticlă de Prosecco de aia bună.
tu ai mașina plină cu 30 de baterii de vin. Dar subliniez treaba asta, ți-am cumpărat o sticlă de aia de Prosecco, de aia bună. În care îți place ție. Vezi că am fost la măcelarul ăla și mâine, vezi că ți-am cumpărat niște antricoate și mechere de tot. Știi? Și ea în felul ăsta, sămânță cu sămânță, se intră în creier treaba asta cu ți-am cumpărat, ți-am cumpărat. Și atunci, de Valentine's Day, crede-mă, doar te joci. Doar bă, este, te joci. Este impresionantă tehnica ta. Crede-mă, Răzvan. Atenție, în restul anului tu trebuie să mai faci niște chestii. Îți alegi tu o banală zi de marți și mai cumperi ceva. Mai vin într-o banală zi de marți cu un buchet de flori acasă, fără niciun fel de motiv. Da, asta nu e greu de făcut. Asta, păi, asta ar trebui făcut, că oricum e frumos. Și eu zic, și eu zic. Numai că în felul ăsta mai cumperi un parfum din când în când, fără niciun fel de... Mai... Dar găsești acolo în intersecție la Big, nu vine aia cu parfumul? Nu, nu, s-au mutat, numai, s-au mutat. Da, da, da. Îi cumperi, uite, ți-am găsit o eșarfă. E foarte simplu. Și atunci și de 1 martie și de Valentine's Day. Dacă scapi. E mai tradiționalist, pe 24 februarie, scapi, da, frate, scapi. 24 e mizeria de Dragobete, e, nu? E pe Dragobete, dacă e tradiționalist, n-ai ce să faci. Trebuie să o respect și pe aia. Da. Sper că te-a ajutat și v-au ajutat informațiile mele. Ce să ne-a scris unul că nu se spune iubita mea de atunci, da, e actuala mea de atunci. Da. E bun. Da, e, e. Merge, da. Actuala mea de atunci. Viitoare fostă iubită. Da, 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 da. Așa. Ce i-a spus vulpea la arici? Bă, iarăși... De aici. Iarăși... Ce vrei să zici, că n-am servici? Așa. Răzvi. Da. Hai să vedem cel mai jenant lucru pe care l-ai căutat pe Google și se poate spune pe post. Pe Google? Google? Știi? You know Google? Jenant? Stai un pic, jenant. Da, așa, nu știu, discret. Nu, nu trebuie să fie pe modul incognito. Adică, o prostie de asta. Dacă te cum fierbi un ou? Site-uri porno, asta e jenant? Nu, nu e jenant. Pe asta? Nu, nu, nu. Mă gândeam că mă duceți. E normal, nu. Pe asta zic, asta nu, 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 chestii din astea mai civile. Da, când a început pandemia, în martie a început pandemia și eu pe un 20 martie, deja spre sfârșit de martie, mi-am luat un kit de autoapărare. Mi s-a părut atât de... Practic mi-am tăiat un... Te-ai uitat prea mult la seriale cu zombie? Bă, nu știu, dar mi-am luat. Siguranță. Era un set cu baston de ăsta, cu electroșocuri, cu spray paralizant și... Bravo, da, bravo. A fost jenant. Eu chiar m-am simțit prost că mi-am... și mi l-am și cumpărat, adică nu... Da. Bun, hai, să încercăm un test cu el. Ce test? Nas sau din gât? No. Sau de la chinezesc. Da, exact, da. Numai să facem un test. Hai să vedem dacă duce. Dacă duce, da. Da. Alo. Bune manere con Vasilina Pestruții, a? Ecco. Nu știu pe asta. Da, bun, e un test simplu. Avem două adevăruri și o minciună. Da. Pe subiectul dragostei. Da. Și tu trebuie să ghicești care din propoziție e falsă. Ok. Așa, fii atent. Ați mai făcut asta? Nu, 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 nu. Ia, nu. Bagă. Tu ești cobaiul nostru. Apropo, vedeți că puteți lua COVID de la hamsteri. Aole. Deci degeaba ai învelit în scoci. Nu, nu vă mai preocupați. Trece prin scoci. Da, da, da. Să ia, nene. Când explodează, practic, atunci iese microbul. Da, da. Nu. Două din cinci cupluri sunt rezultatul primei iubiri. Asta e prima propoziție. Bărbaților le crește mai repede barba atunci când vor să facă sex. Și a treia, unul din 10 cupluri se desparte la cumpărături. Și care e adevărată? Eu trebuie să spun care e adevărată. Deci două adevăruri, o minciună. Deci prima și a doua sunt adevărate. Prima și a doua sunt adevărate. Bun, e bine. Așadar, e adevărat că două din cinci cupluri sunt rezultatul primei iubiri și că bărbaților le crește mai repede barba atunci când vor să facă sex. Păi eu pe la 9 ani aveam o mustață de naivă în viața ta.
Doar mustață. N-am, mă, tu nu vezi că eu sunt foarte... Am deci tu glumit. Nu? Nu. Italian. Da, puțin păr. Da, mi-au apărut de mic. Așa, fi. Mai avem unul? Mai băgăm unul? Da? Mamă, ce-mi plac testele, sunt fiert. Așa, fii atent. Deci, 1. Durata medie a logodnei este de aproximativ 6 luni. 2. Ne petrecem aproximativ 6 luni din viață sărutându-ne, adică cumulat. În medie, bărbatul are parte de 5 morning glory în timpul somnului. Care e adevărată, care e falsă? Vreți să ți le repet? Nu, mi-a atras atenția aia cu... E posibil să ne pupăm într-o viață. Eu sunt mai pupocios așa și da, da. Poate 6 luni, da. Cred în a doua. Iar a treia, ce avem? 5 morning glory în timpul somnului. În timpul somnului. Asta e un pic așa la... Bă, 5... De 2 știu eu. Clar. Cam de 2 știu, că ai sunt conștient. Știi? Adică sunt conștient. Sunt că de-aia te întorci pe spate, nu? De 2 știu, da. Da. Care? Deci durata medie a logodnei de aproximativ 6 luni, 6 luni din viață sărutându-ne și 5 morning glory în timpul somnului. Mă dau bătut, nu știu ce să zic. Nu, aia cu 6 luni... Zic care e falsă, una e falsă. Una e falsă? Una e falsă. Prima e falsă. Da, atât? Cum făcea Samuel? Nu. Fals este aia cu 6 luni, din păcate, de sărutat. O fi mai mult? Da? Că media, da, media planetei, ceea ce arată că suntem niște proști. Așa. Proști. E de 2 săptămâni, mă. Nu există. Da. Asta e a fost o mare dezamăgire și asta pentru mine. Asta e tragedie. Mie mi se spunea pe vremea Răzvan Săruteanu. Eu zic... Eu deci sunt și le pupa. Bă, eram pupocios. Și le vrăjea. Da, nu, asta e dramă. 2 săptămâni? 2 săptămâni, mă. Dintr-o viață de om. Trebuie să creștem media asta. Pe, nu știu, da. E, da, trist. Nu știu ce e de făcut aici. Că da. La CFTA-ul chiar nu-ți vine să-i pupi. Dar zic așa. Da. Așa, mai avem încă una. Răzvan, mai încercăm? Bagă, da, mă, sunt aici pe ele. Bune manere con Vasilina Pestruții. Ea este consiliera noastră pe probleme de dragoste și hai să vedem acum încă un set de 3 întrebări, încă o șansă de câștig pentru Răzvan Fodor. Așa. 1. Cuplurile care cumpără mobilă împreună rezistă mai mult. 2. În medie te îndrăgostești de 7 ori înaintea căsătoriei. Nu cred. Și 3. Porumbeii au un singur partener toată viața. Ia să vedem, domnul Fodor. Ce alegem? Le repet? Prima, deci cuplurile care cumpără mobilă împreună rezistă mai mult. 2. Te îndrăgostești de 7 ori înaintea căsătoriei în medie. Și porumbeii au un singur partener toată viața. Și doar una e fals. Da. Bă, nu cred că au stat oamenii să facă o statistică cu oameni prin magazin de mobilă. Ia ziceți, mă, a? Câți ani de căsnicie aveți? V-ați cumpărat mobilă împreună? Știi? Nu cred în asta. Prima mi se pare fals. Iar aia, a doua e adevărat. Da, te îndrăgostești, pentru că te îndrăgostești încă de mic, atunci când nu contorizezi că aia a fost dragoste. Te ia un pic, simți ceva, că te ia la lingurică după o puștoaică de 8 ani, știi, când tu aveai 9. Da, aia nu o contorizezi. Cred că a doua e reală. E, adică eu la 7 ani am trăit o dragoste devastatoare. Cum așa? Ne-au îndepărtat părinții, am povestit. Nu? A fost dramă. Da? Da, da. Dramatic. La școală? Fata mai există? Da, dar nu cred că nu mai este în țară. Era o vecină de bloc. La fata unui actor. Și... Da, din păcate, în momentul în care mama ei ne-a găsit pentru Neric în camera ei, ea stând în brațele mele și eu spunându-i o poveste, totul s-a sfârșit. S-a sfârșit. Și aduceam, eram super romantic, și aduceam cadou șorici. Superb! Superb! Da, deci relația mergea doar imediat după sărbători, adică o țineai caldă? Cred că a fost o dragoste de iarnă. O dragoste de iarnă, da. Ne jucam împreună, mai venea ea la mine sau mă duceam eu de cele mai multe ori la ea, pentru că ea avea
printre jucării un joc din ăsta de gătit pentru păpuși, știi, avea cănuț, era gaz și cu asta ne distream. Și în rest îi spuneam povești. Și de duceam șorici și îi puneam în, în șainic. Și era tăiat pușii așa și scoteam wow. șorici și mâncam. Ca doamna și era foarte romantic. Băi, știi, da. Iartă-mă, sunt puțini oameni care au amintire atât de frumoase ca mine. Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori. Foarte drăguț. Bun, deci... a doua și a treia sunt valabile. Prima cu mobila nu, nu stă pe cear. Da? Da, da, da. Bun, e bine, am învins Răzvan Potor, așa este, da. Bravo. Cuplurile păi, care degeaba vă luați mobilă, bă, luați-vă perne. Exact. Stați și pupați-vă pe ele, să crește media mondială. Da. La pupat. Exact. Nu se mai poate. Ia-i fraga buzelor. Da. Și dă-o în altă parte. Așa. Băi, Fodor. Zi-mă, exact. Care e hashtag-ul pe care îl folosești cel mai mult în comunicarea ta? Tocmai ai scris că ai auzit... Spor la cafeluță, la un anumit post de radio. Da, 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 l-am auzit, da, da. Foarte drăguț. De-aia da. Am și pus acum un story pe Instagram, că etajul de unde s-a inventat Spor la cafeluță. Hashtag-uri, tu ești șeriful la hashtag-uri, eu unul singur l-am făcut, deși există, dar e KSF, NKSF, eu l-am făcut ce să faci, n-ai ce să faci. E o vorbă pe care o tot, aud, la bătrân de obicei. Ar mai fi, uite, bună în perioada asta, happy wife, happy life. Avem un compliment pentru tine. Bagă. I feel like I got pregnant ascultând de rețeta de musaca. Bravo, Răzvan Podor. Mamă, mamă, mamă. Am călcat când am spus atunci cu smântână, am călcat mai, mai pe cuvânt. Pe, a fost puțin mai... alunecoasă. Da, și, da. 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 Cine mulți te întreabă dacă nu cumva e greșit cu spunând ce? Care e tehnica? Nu. Dacă aude Irina. Băi, am, repet, na, tu ai cunoscut-o pe Irina, dar am o nevastă sănătoasă la cap și, pe asta mă bazez, că și ei repugnă, ca să zic așa, ziua asta. Nu suntem siropoși deloc. Ne pupăm, eu îți spuneam, uite, am alte chestii. Eu pup de peste 6 luni pe an, pe viață, pardon, media. Și atunci, na. Se deschide cu Shade, Smooth Operator. Bine, de tot, bine. Deci, da, ăsta este un ascultător. Frate, așa, da. Smooth Operator e puțin cam, e cam happy. Ai putea să încep cu ceva mai... Bine, trebuie să te ajute și puțină ploaie și un miros de la de ploaie și de... Așa zice, păi așa a terminat el mai multe licee de fete cu rețeta aia de musacă. Cine a zis? Nu știu, ascultă-te. Băiat, fata? Băiat, pare, da. Da, da. Hai să vedem cine e. Vigentin. Ok. Da. O poză cu un bas, deci e băiat. Da, nu, nu, am, bă, practic v-am împărtășit din... Ci că ochii fardați și unghiile negre la fete, a zis, întreba un profesor, ți-ai prins degetele în ușă, porți doliu la obloane? Da, unghiile negre, da, aici am și eu o problemă. Hai să vedem un vers. Așa. Eu spun primul vers, tu ar trebui să-l spui pe al doilea. Cu rimă, trebuie să-ți dau rimă, nu-ți dau rimă. Dacă e, da. Hai, bine, hai. Deci nu mă zăpăci, lasă-mă în pace. De azi încolo aș vrea să-ți spun. Nu, e dintr-o piesă. A, nu mă zăpăci, lasă-mă în pace? Da. Ar trebui să fie Vang? Da. Nu? Da, nu ești departe, da, da, e același spirit. Nu zăpăci, lasă-mă în pace. Rock. Nu zăpăci, lasă-mă în pace. Nu, a, nu știu, nu știu. Dar dacă tot îmi pui cătușe, să fie Versace. A, e ceva Dani cu... Dani Mocanu. Da, nu, da, nu, n-am. Cătușe Versace. Cătușe Versace, super. I-ai dat greu din prima. Da. Nici eu nu știu. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea... Da, proconsul, mă, ce ai, domnul Bodo.
Haide, dar zi a doua vers. Nu-mi vin acum. Aș culege în palmul ăsta, să te am la pieptul meu, da, da. Pe tine. Da. Bine, ești trebuie varianta cu trenul la... Care varianta? Okay. Deci, acum să vedem ce gen de oameni nu suporți mai tare. Oamenii care scriu pe telefon în timp ce vorbești cu ei. Da. Oamenii care apasă de mai multe ori pe butonul de la lift. Da, da, putem să-i înțelegem. Oamenii care nu spun sos sau îți uită cartofii când comanzi de mâncare. Direct, al treia variant. Deci cu tot... mâncarea cu mine nu te judeci. Nu te judeci, pardon. Asta înseamnă un bărbat adevărat. Da, frate, nu există. Nu. Asta e și dreptul. O femeie uneori. Da, chiar și da. O femeie. Da. Îmi pui sos, îmi aduci tot pe masă, nu există. Asta e de neiertat. Deci fără sos nu... Nu încep mâncarea, adică adun tot pe masă, tot ce ți-am comandat. Tocmai de asta, în ultimul timp, am nu prea mai cald prin da. Cârciumioare. Pare rău, uite în ce hal, în ce hal am ajuns. Aveam și noi un vox cu oameni care ne-au spus ce enervează la alți oameni. Da? Da. Dar și primele pe două care nu l-am dat. Și primele două sunt valabile. Adică poți să stai pe telefon să dai text dacă ceri scuze înainte și spui, da, bă, iertați-mă, corect. E foarte important. Iar pe ăla care bate în turna pe buton la lift, ăla pe ăla trebuie să-l înțelegi. Da, vrei să, el vrea să fugă mai repede, să vină colegul ăla să urce cu el în lift, vrea să fie singur. Da, trebuie înțeles. Are... Pe de altă parte, întotdeauna, eu cred că regii antipatiei vor rămâne aia care își taie unghiile în public. Ai, mă. Da. Da. Eu am văzut o doamnă care se pieptăna în stație. Asta deranjează? De groază. Deranjează, nu? E absolut sinistru. Absolut sinistru. Are și o doză de... Sunt sigur că era mai mămăică așa, nu? Mai în vârstă. Mai da, în vârstă. La, da, mai în 60. Bine, era o vreme de... când oamenii umblau cu... Cu pieptănul după cu pieptănul ei. Cu pieptănul la mic. Mi-a da, așa de buzunar. Da. Bărbații da, puteai, făceau într-una. Da, să arate când cam... nu mergeau la barbershop. Așa, nu Cornel Constantiniu. Pe acolo aia era. Freza aia, într-o parte așa. Asta se întâmplă. Da. Revenim imediat după publicitate și vă spunem la revedere! Morning Glory on Rock FM.